Administrația porturilor Dunării Maritime, APDM Galați, a recepționat în cursul zilei de vineri, 19 aprilie, lucrările la racordul rutier și feroviar ce va deservi viitoarea platformă multimodală din portul Galați. Noile elemente de infrastructură, rezultat al unei investiții de aproape 22 de milioane de euro, vor fi integrate în actualele rute de transport dintre Galați și Giurgiulești, precum și spre port Bazinul Nou. Racordul rutier este primul obiectiv finalizat în cadrul mai amplului program investițional Platformă Multimodală Galați, ce este realizat de APDM Galați în parteneriat cu operatorul Port Bazinul Nou. Proiectul Platformei Multimodale Galați a fost și este în continuare un proiect fanion al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați, iar necesitatea integrării tuturor modalităților de transport, că vorbim de rutier, feroviar și naval, nu se putea face dacă nu realizam și această componentă, respectiv racordul rutier și feroviar, pentru fluidizarea traficului de mărfuri de pe drumul european E87, mărfurile care vin dinspre Moldova, prin punctul vamal Giurgiulești, spre alte destinații și, în principal, pentru facilitarea accesului transportului rutier și feroviar pe platforma multimodală Galați. În ceea ce privește indicatorii tehnici, lucrările la noul racord feroviar și rutier au însemnat peste 2 km sector rutier modernizat, inclusiv pasaj și sens giratoriu. De asemenea, 3,2 km cale ferată a fost demontată și peste 2 km de cale ferată nouă a fost reconstruită pe un alt amplasament. Lucrările la racordul rutier și feroviar au fost executate de o asociere de firme gălățene. Prezenți la eveniment, reprezentanții administrației publice au ținut să sublinieze importanța investiției derulate de APDM Galați. Mă bucur pentru că astăzi, sau mai bine zis din statistici și din ce am văzut, deja a crescut activitatea în portul de la Galați, în porturile de la Galați și de la Brăila, cu cel puțin, înțeleg, cu 14%. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun, asta înseamnă că Galațiu va deveni unul dintre cele mai, și va trebui să fie unul dintre cele mai importante porturi pe Dunăre, mai ales și în contextul geopolitic. Legat strict de acest port, eu mă bucur că ceea ce mulți spuneau că nu va fi posibil, uite că se întâmplă. Și cele aproape 20.000 de locuri de muncă de care se discuta sau se vorbea în studiul de fezabilitate, uite că ușor, ușor tind să prindă contur. Este un lucru important să vedem constructori români, constructori gălățeni, care fac lucruri de calitate. Aici, dacă vedem, este intrarea în Uniunea Europeană și am spus de fiecare dată că România și Galați. De aici începe Uniunea Europeană și se vede într-adevăr acest lucru prin investițiile aduse prin fondurile europene. În prezent se află în derulare lucrările și la celelalte etape ale platformei multimodale din portul Galați. Etapa de amenajare a cheiului de acces al navelor, respectiv etapa privind amenajarea platformei de depozitare și manipulare a mărfurilor, întregul program investițional urmând să fie finalizat în cursul anului 2025. Era nevoie de această investiție pentru a diversifica fluxurile de mărfă. Așa cum cunoașteți, din ce în ce mai mult partea de transport de containere și de ro-ro ia din ce în ce mai mare amploare. Și atunci, ca să ținem trendul, să putem ține portul în piață, era necesar, imperios, necesar să avem acest terminal intermodal, fiind cam singurul terminal intermodal de pe toată Dunărea. Și să nu uităm că Galațiu este totuși al doilea port maritim, dacă vrem, din țară. Platforma multimodală Galați urmărește dezvoltarea unui terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 de containere pe an în portul Galați și va fi echipat pentru a gestiona diferite tipuri de mărfuri.